Traian Vuia a plecat la Paris cu gândul de a se documenta pentru că apoi, revenind în țară, să construiască o mașină de zbor. El a avut convingerea, de fapt mărturisită în scris, că poate construi mașină de zbor. Convingerea aceasta s-a materializat într-un memoriu pe care l-a adresat Academiei de Științe din Paris. În 1903, în martie, el a brevetat ca invenție aeroplanul automobil. Contemporanii săi au apreciat construcția, care era extrem de simplă, extrem de robustă și care avea să prefigureze avioanele care au urmat. Șasiul era din metal, prevăzut cu 4 roți. Motorul era amplasat într-un batiu care putea fi reglat, dirijat de către pilot. Aripa putea să schimbe unghiul de incidență. Traian Vuia a fost, în realitate, primul om din lume care a realizat un avion în accepția lui Clément Ader și care a zburat cu acest avion monoplan. Experiența din 18 martie 1906. Zi frumoasă de primăvară, cersenin albastru. Puțin vânt de nord-est la stânga pilotului. Aparatul a fost împins de la hangar la șoseaua care duce de la Montesson la Sena. Căzanul a fost aprins pe la orele 3 și după 5 minute pilotul și-a ocupat locul ținând cu mâna stângă volanul de direcție și cu cea dreaptă vana gazului dioxid de carbon în motor. Aparatul s-a pus fără zgomot în mișcare, accelerând viteza de înaintare. Mașina continuă accelerarea și după un parcurs de circa 50 de metri pierde contactul cu pământul, fără ca pilotul să-și dea seama de momentul decolării. Suplețea mașinii cu vapor s-a arătat în toată eleganța ei. Mașina cade, reia contact cu solul. Aparatul se ridicase la un metru înălțime și a parcurs 12 metri în aer. Vuia a simțit că avionul s-a desprins de sol și a realizat acel zbor mic pentru unii, dar mare pentru istoria aeronauticii române, de 12 metri. Traian Vuia a întredeschis o ușă. A arătat calea de urmat pentru ceilalți aeronauți ai vremii. Și ca la un semnal, fiecare dintre ei a renunțat la mijloacele de lansare a avioanelor, aeroplanelor lor improvizate, au renunțat la catapulte, au renunțat la planul înclinat. Santos Dumont a renunțat la măgarul său care trăgea avionul pe sârmă. Aeronautica a intrat apoi, era firesc, în era industrială. Au început să fie create avioane în serie, au apărut manufacturile, au apărut fabricile.